A început minunea! Cuțu, 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 credea! Bruno! Mami! Ia ce mai! Bruno! Bruno, ești aici! Ce te iubesc, frumusețe! Ce v-a făcut, Mățu? Ce v-a făcut? Hai, mamă! Mamă! Ce vă iucu? Ce v-a făcut, Mățu? Hai, da! Ce-aș băja, Mățu? Hai să vezi că am aici un mătumit. Ce e chel? Cum vine azi, Steluța? Avea probleme cu jumătate de pulpă și acum și cealaltă jumătate s-a stricat. Așa că trebuie să o păzim mai ales pe ea, ca atunci când va făta să alimentăm repede iezii cu lapte praf sau cu lapte de la altă căpriță. Dacă avem norocul să fete alta înaintea ei. Ce curioasă e pisică. Hai, da la mine, hai înapoi. Hai, pisicuță, hai. Ce vrei, cățul la pietuc. Mai are purec pisica? Nu. Și caprele se uită așa la ea de parcă ce... Ce-ar fi, nu mai văzut. Cuțu, hai. Ce faci, Cuțu, acolo? Ce faci? Uite cine e prietena mea, vezi? Pătine s-o suit. Cum s-o lăsat, așa cu capul, da, cu piciorul meu. Da, cu piciorul tău. Nu știu, se împinge. Mai vreau atenție. Deja cred că de vreo o săptămână cel puțin tot așteptăm amu fată caprele. Nu voi, că voi sunteți adolescente. Dar mi-am adus aminte că țapul ăsta e din mamă care a fătat 3 iezi. Și s-ar putea faptul că noi le-am văzut mai mari decât eram noi obișnuiți să fi anticipat înainte de vreme fătarea lor. Vezi că ai un păr. Așa. Însă, acum văd că încep să se umple, cel puțin la doi n-ai foarte plină pulpa. Și tot așa. Dacă nu ne-am notat data în care trebuie să fete, e astăzi sau mâine sau poimâine. Avem și secreții.
dar cel puțin la Doina observăm evoluția cea mai rapidă. Adică de ieri și până astăzi avea un pic de lapte în pulpă. Avea, avea, avea. Cam să zicem la jumate. Dar astăzi e cam la 80%. 80-90% să zicem. Deci ar putea să fete în următoarele ore. Nu cred că mai duce până mâine dimineață. Despre Doina, pentru că e cea mai plină, cam așa stă situația. Despre Cuțu, fiind cea mai mare, ne așteptăm să fete vreo 3 iezi. Și la ea pulpa încă nu e plină, foarte plină, să zici că wow, acum, acum. Dar ea geme cel mai tare. Cuțu geme cel mai tare pentru că e cea mai grea și când se așează jos, stă Teodor. Ea e cam păroasă, așa, da. Și nu se prevede. Și la ea trebuie să se mai umple încă bine. Da, da, da. Nu voie, Dana. Dana s-a apucat de rost cabluri. Nu voie. Uite ce mare e capra asta, că am stat azi noapte până la 2:30 am stat aici cu ea, crezând că acum, fată. Mi-am pus acolo o pătură pe un balot. Aici, înăuntru, ți-ai pus? Da. Doamne, nu uite ce face pe mine. Dana, du-te! Du-te, du-te! Îmi place cum e ugerul, așa e bombat, știi? Da, e mai înălțat. Uh-huh. Și uite-te ce fain e. O capră care are uger și aici, în spate, azi, știi? Aia ziceam, bomba, bei ăla în spate. Și nu-i prea lăsat bine Doina. Doina e soră cu ea cu 2 ani mai tânără, se vede. Că e mai lăsat ugerul. Nu. Dar nu avem niciun semnal clar. Deci în continuare doar așteptăm. Dana, te ceartă caprele? Te ceartă caprele? Dacă te bagi unde nu-ți fierbe oala. Acolo e teritoriul bătrânilor sau teritoriul Steluța. Teritoriul clanului. Ei. Exact. Steluța împarte spațiul ăla doar cu familia ei. Dana. Dana nu e de acolo. Familie prin asociere. Hai, Dana, hai aici. Hai că aici e mama. Te tragem un pic de țâțe și te obișnuiești. Nu pleci nicări. Trebuie să stai aici. Fii cu minte, fetița. Fii cu minte. Stau, că ele toate stau. Stați așa. Că vă învățați, omul ăsta, vă învățați să stau. Mi se pare că are, ai observat cum are aici o țâțucă, pe lângă țâțucă. Are 3 țâțuce. Asta. N-am are observat. Una în plus. Are o țâțucă mică, mică. Mm-hmm. Ce ciudat. De ce ai 3 țâțuci tu? De ce ai 3 țâțuci? De la tăte o să-ți curgă lapte. Am un mai tras de țâțe, am un braț, așează-mă. Scarpină-mă dacă te mai tras de țâț, așa-i? Măriuca! N-au țâțe la ele ce se cumpăi. Măriuca! Măriuca! Ce? Nu mai bine acolo? Bine, Dana? Da, te înțeleg perfect, adică eu te înțeleg că te-ai îndrăgostit de mine. Cine nu s-a îndrăgostit de mine? Dar chiar așa? Chiar așa? Nu putem fi împreună. Nu putem. În primul rând, tu ești capră. Da, iubită, da, iubită, știu că mă iubești tare, dar ce vrei să faci? Să-mi dai în cap. Mi-ai dat deja.
simt așa că vrei să-mi comunice ceva, dar nu înțeleg. Ce vrei să spui cu asta? Ce vrei să spui cu asta? Că am nasul prea mare? Uite. Auzi, dacă nu te-ai cât capăstătă, eu te-aș duce în casă, nu, serios. La cât ești tu de drăguță, eu te-aș putea duce în casă. Păi face niște bobițe, le-ai cules cu... Și pișul? Pișul, da. Poate că dacă i-am pune niște scutece. Ai ține în casă o capră dacă ar fi să îi găsești o modalitate să-și facă treburile. Dacă s-ar cere afară, sigur. Am, nu se poate cere afară. Păi ca și câine. Dar ai pui un scutec, de exemplu, că sunt scutece. Înveți să sară afară ca și câine. Crezi că se poate? Vorbești cu ea până învață. Dar ce face Măriuca? Are ea acolo jucărie cu care își antrenează limba aia. Lasă că te lăsăm afară, să se mai uști un pic pe jos. E tare moale. Păi tu nu-i faci nimic. Te fac eu destule. Trebuie să o mângă. Eu sunt așa... Eu sunt părintele ăla mai matur, știi, care nu o mângâie la infinit. O da, mângâie matur. Cu drag și cu responsabilitate, să nu și așa o ia în cap. Sigur. Ce ți-e încăsat așa prea bine de tine? Se poate atașa, că o să rămână la noi în gospodărie, oricum. Faci prostii. Nu te bate. Nu ziceam că e la cât de prietenoasă, ea nu pleacă. Ea zicea, a, ceva nu-i bine. Nu, lasă, că nu vorbim câte am. Vine așa să împinge în mine. Vreau iubire. Așa-i? Nu. Asta vrei să spui? Că vrei iubire? Prietina mea. Așa era și Cuțu, mai ții minte? Eram cu ăla pe scurt, era pe lângă mine. Da, era pe lângă noi, da. Dar parcă nu chiar așa, parcă Dana e și mai... Și mai. Că Cuțu venea pe lângă noi, dar numai atât, că venea pe lângă noi și stătea dacă o scărpinam, dar nu se băga așa în noi să ceară scărpinată. Să nu ții nasul la purtare, că în gospodăria este șef în gospodăria asta, da? Știi cine e șef aici? Știi cine e șeful? Ăla care face așa cu geajitul sau care ține nu iau la mână. Da? Da, animalele cu minți nu ajung la nuia. Și tu ești cu minte. Dar ce facem acum? Stăm să ne pieptănăm sau mergem să vedem dacă o făta caprele? Ne pieptănăm prima dată, cum? Nu. Nu, dar nu stăm, că ne tare murdar părul și... Să mă placă mai mult caprele. De ce? Am urechi. Păi, dreptate. Mergem! Da. Bă, Victor, dar vii cu hainele alea tinerii de-n casă, mă. Dar ce-i? Nu, nimic, așa-i? Nu. Îmbracă-te repede să nu te vadă mama ta. Mai ții minte floarea, planta aia ce am adus-o?
Ce drăguț! Un florit. Uh-huh. De acolo, de pe vale. Da. Îți zic eu că atunci când o să fim acolo, nu o să fie nimic. Zici tu că nu o să fie nimic? Da, deloc. Măcar ne pregătim ca de fiecare dată să mergem să vedem dacă primim surpriză astăzi sau nu. Păi nu, spun eu că deci spun eu că nu, spun eu că nu o să întâmple. Oh, mami, ce drăguț te-ai pregătit. Nu ți-ai pregătit. Lupa, du-te. Ia, ce mici! Doamne! Cât o amăt! Ia, să zic că nu-i plăci! Ce dulce! Ți-ai să plășesc așa pe spate, pe jos. Ia, iubire! Nu le place, Sus. Ma, a început minunea. Cuțu, credeam. Da, da, cum știu tu. S-o ocupă Doina de ce trebuie. Bravo, Doina. Bravo, dragă. Mă, băiețel, frumos ce ești tu! Da! Doina se ocupă ea de ce are de făcut. Era udul cu tu. Hai să te văd! Ce faci, fetiță? Ce faci, frumosică? Ce faci, fetiță? Ești bine! Da, ai lăptic, ai mult un pic? Nu. Nu ar trebui? Ba, ar trebui, dar am uitat să duc un recipient. Da, iubita lui mama. Ai fost cu minte și ai fost harnică. Mai ce nu le lasă pe astea să apără. Și apără odraslele. O, ia cum papă țițucă. Papă țițucă. Ia, ce bună e țițucă. Ce bună e țițucă. Sofia, tu ce ai? Fetița sau băiețelul? Fetița! O, doamne! Ce faci, bă, băiețel? Ce faci, băiețel? Ce faci, băiețel? A venit și ăsta la altul. A venit și băiețelul. Nu, nimic, super frumos! Păi, au un pic de alb pe dedesubt? Iuuu! O, biata! Ce? Colon acolo, la coadă, se simte așa. Păi, o trec printr-o traumă. Nu-i aici, țițucă. Nu-i aici, țițucă. E acolo, nu-i aici. Ai venit și tu în control, Mao. Misi! Ce, mă? A venit un control. Motaneri. Da, fetița, da. Da, vă primă, cea mai cu minte, cea mai harnică. Tu ești băiețelul? Anul trecut steluța a fost prima, așa? Nu mai știu. Eu ce vă bucur. Oameni buni, prima bucurie a început. Avem deja puișori. Drăguți, ioi. Nu-l duce acolo, că-i asta, Cardo. Da, bă, da. Aia e fetița. Și ne bucurăm tare mult că a început. A început treaba. Cam tot așteptat. Ce fain are! Cum îți stau urechile? Parcă nu e urechile. Mama! Ușa, băiucu! Nu-s foarte entuziasmat de urechile lor, dar...
Mia! Nu te Și tu ai la poză! Zâmbește! O zâmbite, gata! Nu știu, s-a prins! Ce slăbuți ești! Ce zimbați! Ce micuți, că nu slăbuți! Nu, și se vede că masculul e mai înalt ca Eduța. Îi fătată de vreo 4 ore, că deja e și burta, i s-o tras un pic. Acum va urma o perioadă de vreo 3-4 zile cu scurgeri abundente. Știi ce? Ne-am luat bujii, nu ne-am luat bujii. Dar nu-i nevoie la doina. Nu, mă, dacă au fătări grele să pun bujii. Poate dacă o mere în oraș o să luăm niște bujii să avem aici, că alea nu pățesc nimic. Dar ce? Dacă dai două pujos, ce se întâmplă de la tine? Păi nu se întâmplă nimic, acum e duți-o sub, uite. Și de acum voi când veniți și vă jucați cu ei, îi ajutați un pic vreo două zile, până să pornesc. Uite ce grijulie, e numai la ei se gândește. Și aia cât de cât. Se curăță și ea? Se curăță. Da, ciugă-mă, ciugă-mă. Ia, iubita. Mă, dă stau aici și mă uită. Dar nu plânge. Dar mie nu-mi plac copiii plângăcioși. Ești o fetiță cu minte. Dar ce ai pupat, Victor? Ce bine miros. Pupat ăsta. Bravo. Ce? Nasul? Ia că-i papă nasul, nu să fie. Îl simte cald. Am rudeze tu. Îl simte cald și ascuțit ca tățuca. Bravo, fetiță. Te-ai descurcat foarte bine. Bravo. No, mă, ți-ai lins placenta și mă lins pe mine pe cură. Ți-ai lins scurgerile. No, bine. Ok. Avem o fetiță și un băiețel deja. Deja... Dar băiețelul tăiem sau... Da, sigur, Victor, serios. Îl lăsăm cu Bruno. Ziceam că... Îl lăsăm să crească un pic. Ziceam că anul ăsta o să facem un nou concurs. Da. Și probabil va fi din nou un concurs cu o ieduță. Tata... Stai, Victor. Lasă-o jos. De ce e limba neagră, Daniel? Te uiți un pic. N-am văzut. Poate că... Nu e neagră, e un pic albastră. Jumate. Și nu-i problemă. Limba albastră este și o boală, dar nu ne facem griji de boli acum, că capra o făta bine, e sănătoasă, iezi, par să fie vioi, sănătoși. Nu orice lucru pe care nu-l știi e un motiv de îngrijorare. Nu te stresa, că ei au un pic stați limba... Stați îngătate, dacă vreți. Ei au un pic limba mai albăstruie după fătare, știi? Deci, cu siguranță vom... Cel puțin ce ne-am propus pe anul ăsta, să avem un concurs cu o ieduță. Deja o ieduță, sigur o să avem de dat la concurs. Ce? Pe asta vrei să dai la... Una dintre ele, Sofia. Și tata mi-a dat deja, a zis că vrea să-i țin un ied. Mi-a dat bani să-i... cumpăr lapte praf și iedul lui e acoperit. Și acum ce rămâne sa noastră? Ce mai apare? Nu, dragă? Tati, fetița asta vreau să fie a mea. Da? Da. Care e fetița? Ia să văd. O cunoști după statură? Stai să văd. Asta lui. Aia e? Da, că ăsta e mai mare. Foarte drăguțe. Îți vioaie, sănătoase, obuntat. Acum o să acum o să mulgem un pic pe Doina ca să avem colostru eventual pe când fată Steluța. Să le dăm la iezii ei. Și am urcat pe mami. Să o golim un pic la pulpă, ca pe iezi ori mai suge. Nu, bun, asta e îngolită. Nu mai las și un pic. Nu te așeza pe jos, Sofia, te-am mai pus. Mirosea lapte praf.
Ți-au venit un eduș, lasă-l să-l sugă. Păi da, și prăjit un pic. Îi dai niște prăjitură? Da. Da, numai făina de la prăjitură. No. No. Am instalat și adăpătoarea. Are boxa ei separată. I-am pus și niște o tavă. Nu știu cum. Eu zic să aducem toți eduții fătați aici. Și pe mămici să le lăsăm acolo. Da, peste vreo... Nu, pe eduții băgăm în boxa aia de acolo. Că pe aici ies prin garduri și merg tot. Exact. Vor ieși și vor face năzdrăvăni. Poți să-i pui găleata jos, Victor. Începe să se umple amulina. Nu am avut lapte, cum am mulțul. Ia aici, ia aici. Am mult și cât? Mai mult de jumătate de litru. Că asta e sticla de 2 jumate. Un pic mai mult de jumate, să zicem. Vreo 700 de mililitri. O să iau un prosop să-i țin la căldurica. Nu le trebuie căldurică, că nu-i frig afară, Sofia. Și au, e blămiță. Deja suscați. Putem să-i scoatem până afară cu Doina. Lasă-i să se sugă acum, nu te ajută să se sugă. Fiecare să sugă, că apoi poate mai mulge, mami, un pic. Da, păi după asta... Face suc și uite-te unde mai târziu o să mulci, da. Dar acum de-abia... Nu mai este? Nu, că nu... Na, mai nu. De 5 minute am mulț. Ia, Măriuca, ce-am eu aici? Ce-am eu aici? Da. Un puișor mic și cu minte. Da, spune bine ai venit la noi. Să nu-l muște de ureche. Dar cum stă asta, nici măc. E frică și lui de drac. De gen negru. Ce avem aici, Măriuca? Ce avem? Na, zi ceva. Zi ceva. Faceți cunoștință. Au, o zis ceva. Nu ți-o place? Hai, dacă eu nu, o zis nimă că ce cântă. Ca o jucărie pentru tine. Lasă-o în pace, tu! O fi în călduri, Dana, sau ceva? E să comport așa, că ieri ai văzut ce drăgăstoasă a fost astăzi, nici nu ne bagă în seamă. Dana! Nu știu ce să zic. Dana! Nu e așa drăgăstoasă că îi vedea să păietul. Dana! Nu uite ce le ai, wow. Da ce? Dana cu ei? Ioi! Asta e Dana. Nu, e zica cu ei, cu călul. Alu Dora. Dana! Și Dana s-a născut duminica. Bun, avem și adăpătoarea asta la altă.
Hai, dă-i un cap în burtă, Dana. De ce să-i dea la cuțu cap în burtă, Victor? Glumea îmi doare. Păi nu glumi, că nu-mi plac glumele astea. No, Victor, vii să-mi arăți peștera. Da. Hai. Ce faci? Stai la show, Sofia? Mm-hmm. O ieșit, mam! O, mam! Deci ai ieșit din peșteră. Stai că-l ba înapoi. Să vezi cum stătea acolo prăpădit. Ia uite care călca pe fânul lui Doina. Treci acolo. Vrei, nu vrei, treci acolo. No, deschide acolo să văd. Stai. Să stau. Zici că are perucă. Ce faci, mamă, acolo? Te-ai băgat în fân. Rănitoare mi-am făcut. Ce ți-ai făcut? O ies de mamă, adică natal. A, nu-și pot băga capul, că e prea îngust acolo. Le-am făcut blocaj să nu-și poată scoate capul. Și nu-l scot. Nu. Păi nu-l pot scoate. Deci despre asta e perioada fătărilor. Bucuria cea mai mare când ni se mărește turma. Suspansul să vedem ce fel de ieduțe vom avea. Și, bineînțeles, faptul că ne bucurăm de drăgălășenile și și frumusețea lor. E primul video. De ce suspini, iubire? Hai să vedem, băiețel sau fetiță? Fetiță! No, nu fi supărat. Mămică ta, apă niște făină. Căprița au băut apă. O dat casa afară, placenta au dat afară. Ieduții au fost alăptați. Am mult surplusul de lapte și de acum suntem liniștiți. Avem o fătare reușită. Va mai dura vreo 3-4 zile în care capra se curăță, dar ca de obicei capra o fătat singură. Păzută. Degeaba am venit eu și le-am păzit și am venit 6 noapte. Nu gata. 6 noapte am venit la 3 și ceva până aici și nu era încă. Așa? Și am zis, gata, te descurci, eu mă duc să mă culc, că deja nu mai puteam. Dar uite că s-o descurcat singură, toate căsuțele au fost bifate, suntem liniștiți, iezii sănătoși și zvioi. Ce ne mai interesează de acum, venim să ne jucăm cu ei, venim să mulgem capra încă peste vreo 3 ore și uite așa, continuăm aventura de primăvară. Suntem foarte interesați de reacțiile voastre. Nu uitați să ne scrieți în comentarii, neapărat dați-ne un like, neapărat lăsați-ne un comentariu, pentru că e important să auzim de la comunitatea noastră de urmăritori cum vi se par iezii. Eu nu sunt foarte entuziasmat de urechile lor, dar nu pot să zic nici că îmi displac. Sunt simpatici. Da, ia, jumate. Sunt un pic mai mari ca la alpine și plioscăite, da, drăguțe. Da, e ca la anglonobiană, că da, e maro toată și are urechile lungi. Da, practic ieduții ăștia, puișorii ăștia, îs metis, adică un amestec între rasa alpină franceză și tata lor, țapu, care a fost anglonubian. Deci tot... Pe noi nu ne interesează să avem căsuța aia, vai de mine, rasă pură. Ați văzut ce pulpă are Doina și o să vedeți ce bună e de lapte. Urmăriți canalul nostru, abonați-vă dacă nu sunteți abonați, pentru că noi constant facem videouri când despre animale, când despre aventuri, despre joaca copiilor, despre momentele frumoase pe care le trăim noi la țară. Și le mulțumim tare mult membrilor canalului Orășan la Țară, care ne susțin în fiecare lună cu o sumă acolo. Îi apreciem și cine vrea să ne susțină, aveți butonul alătură-te în partea de jos. Hai să vedem dacă au coarne. Ieduța asta s-ar putea să n-aibă, să fie ciută. Sper să nu aibă.
Ied un schimb va avea, i se simt nodulii. Sperăm să fie fără, că atunci nu trebuie să le mai ecornăm, nu trebuie să mai sufere ieduțele, pentru că ieduțele vor fi deținut. Foarte drăguț, foarte dăgălaș. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Data viitoare. Le lăsăm caprele să se liniștească. Am închis aici, o să nu mai poată intra celelalte. Și... gata!